Dorin Recean, premierul Republicii Moldova, a făcut azi o vizită privată la București, în cursul căreia s-a întâlnit cu noul prim-ministru al României, Marcel Ciolacu. Oficialul de la Chișinău este primul omolog cu care discută Marcel Ciolacu după învestire. Vlad Ungar știe mai multe despre culisele acestei vizite. Bună seara, Vlad! Bună ziua, bine v-am găsit! Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a făcut astăzi o vizită privată în România. A avut o întâlnire cu premierul României, Marcel Ciolacu, iar această întâlnire are o valoare simbolică deosebită, deoarece este prima întâlnire a noului prim-ministru al României cu un oficial străin din momentul în care a fost investit în această funcție. În timpul întâlnirii, cei doi au discutat despre tot ceea ce înseamnă cooperarea economică dintre România și Republica Moldova, sprijinul pe care România îl oferă Republicii Moldova în calea spre aderare la Uniunea Europeană, dar și despre provocările de securitate din regiune odată cu invazia ilegală și nejustificată a Federației Ruse în Ucraina. Pe de altă parte, e important să știți că ultima vizită pe care premierul Republicii Moldova a făcut-o în România a fost luna trecută, când a participat la un forum de securitate.